Mulțumim bebelușelor, antrenate de celebra de acum, colega noastră, Ioana Macarie. O să o vedeți și în, și în scenetă, puțin mai încolo pe Ioana, este polivalentă, bebelușele noastre, Ioana. Pentru și... cei care credeau că antrenate de domnul Găinușă... Nu, în niciun caz, nu. Surpriză, nu. Nu, eu am bebelușii mei pe care îi antrenez acasă, să știți. Dansează la fel de frumos? Fata, da, Eva dansează, să știți. Despre președinte să vorbim. Dacă ați fi pentru o zi președinte, ce ați face dacă ați fi pentru o zi președinte? În cazul absurd că în care într-o țară de misogini ați fi dumneavoastră președinte. În cazul absurd în care aș fi doar o zi. Da, dacă nu v-ar suspenda nimeni, n-ar fi absurd. Păi ce nu știu, sunt multe de făcut. Acum, na, e complicat. Votăm la sfârșit ca să vă spun dacă să spui așa doar într-o zi. Adică, să votăm ce? Să votez eu sau ce? Aș schimba guvernul. Serios? În prima zi de mandat. Păi depinde dacă aveți... Aș schimba guvernul Ponta. Mă rog, încet, încet dispare, am văzut, pe domnul Varujan. Dar hai să nu vorbim politică, n-are rost. Să ne întoarcem noi la televiziune, unde l-avem și pe domnul Banca. Și aș deschide televiziunea înapoi, nu? Să nu mai emită din... Să nu-mi ziceți că ați deschide OTV-ul, că vă spun la revedere aici. A face o concurență. Da. Noi, la OTV, nu faci uita la Cronica Cărcotașilor, nu? Face concurență episodul de mai devreme cu domnul Vadim. A, acolo da, că a fost invitat. Hai să vedem la televiziune ceva, a? Gafe? La Banciu, în emisiunea de opinie, opinie proastă, dar opinie, râhâiturile nervant vrea să facă cultură. Noroc au și cărțile mândria lor. Am zbar uluitor, adică cum sună Charlotte și cum sună... Oh, cum sună Oana. Asta e gravă, fraților. Sper că s-a reținut acest moment. Și uite, așa am scăpat de cultura la Banciu. Trecem acum la alt enervant. Mircea Badea e deranjat de o muscă. Dar pe alocuri, măcar e amuzant. Știi că trebuie să mergem cu cianura la raze. Știi, nu? Dragă Mircea, ți-am spune noi la ce trage musca, dar o să te superi. O să te stresezi și o să duhnești mai rău. Dar să-l ascultăm pe deștept cum are el o opinie privind angajații din justiție. Lucian Papici, îmi place că Papici nu rimează cu Popovici. Bendeac rimează cu macac, dar nu are nicio legătură zoologia sau... Bun. Acum noi nu spunem că n-ar avea dreptate. Dar să-l faci pe Bendeac macac e prea de tot. Bendeac rimează cu macac, dar nu are nicio legătură zoologia sau... Bun. Noi știm că e vorba de procuror aici, dar totuși să spui că Bendeac rimează cu macac, una că se potrivește și doi, s-ar putea să se supere colegul de trust pe tine. Apropo de trust, DNA-ul a pus la dosar interceptările dintre Bendei de la RCS-RDS și Sorin Alexandrescu, fost cofetar, actualmente șef la Antene. Bendei Ioan. Alexandrescu Sorin. Bendei Ioan. Nu? La care Alexandrescu Sorin. Ia-l dumneavoastră? Bendei Ioan. Nu, că n-are nici... Alexandrescu Sorin. Că nu mai aveți forță, a? Bendei Ioan. Adevărul e că Mircea se mai muțărește exemplar încercând să bagatelizeze probele prin care Alexandrescu a șantajat RDS-RCS. Rămânem la mai muțăreli și vă prezentăm regine în coronația lor, Răzvan și Dani, care dansează cardio zumba. Fugă, 2, 3, 4, desfăcut de la început! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la început! Tot Răzvan și Dani sunt prezentați făcând zodiile pentru horoscopista de serviciu. Leu, simți nevoia să socializezi, să frecventezi evenimente mondene? Să faci conversație. Fii deschis la noutate. Fecioara, când vine vorba de relații sentimentale, treci cu multe cu vederea. Poate ar trebui să fii mai exigent la acest capitol. Vin și eu, mă, să mă prostesc, că m-am supărat aici să nu mă asculte nimeni. Săgetător, hai să te văd acum, Răzvan. Păi e simplu, dragă. Dacă faci parte din anturajul care ți se potrivește, nu vei fi confundat cu ceilalți. Vei fi pus în situația în evidență cum se cuvine. Capricorn. În societate, ești o persoană model. O
Vor să te... Aici! Vărsător! Doamnelor și domnilor, îi salutăm pe colegii noștri. Doamnelor și domnilor, un moment inedit în programul nostru, să o salutăm pe doamna Fornetti Sandu. Bună seara, bună seara, bună seara, sunt Fornetti Sandu și astăzi vă prezint zodia acestei luni. În ce lună suntem? Septembrie, deci berbec. Cu sănătatea asta foarte bine. Stați că suntem în octombrie și este balanță. Ah, da, scuze, balanță. Cu sănătatea asta foarte bine, începeți mici afaceri de succes, dar până la anul când intră forfetarul și veți da faliment. Și la Scorpion, la Scorpion ce spune? Da, imediat la Scorpion, cu sănătatea asta foarte bine și veți începe mici afaceri de succes. Păi este același oroscop, același. Da, nu ce scuze. Se întreb la Capricorn. Imediat asta întrebă. Scorpionii și balanțele, să știți că sunt plictisitori, dar revin cu o informație de ultimă oră. Capricorn, incredibil, cu sănătatea stați foarte bine și se pare că veți ajunge președinte. Nu știu, așa scrie. Vă mulțumim, Fornetti. Fornetti Sandu, da. Da, domnișoara Fornetti, dumneavoastră ce zodie sunteți? Păi sunt născută în ianuarie, pești. Deci e clar, mulțumim foarte mult. Sănătate multă, Fornetti. Nu, cu sănătatea să știți, stați bine și cu sănătatea stau bine, să știți. Știu că stați cu sănătatea. Hai să vedem cum stau cu limba română românii. Alexa. Nicăieri nu e ca acasă, ne-am hotărât să ne întoarcem puțin în scumpa noastră capitală pentru a-i lua la întrebări din nou pe bucureșteni. Așa că hai să-i dăm drumul la test. Cine a scris Dale Carnavalului? Nu știu, ți-am zis. Ai auzit de piesa da, asta? Da, m-am auzit, dar nu știu. Și nu știi? E un scriitor român. Nu știu, credem, ți-am zis că nu știu. Nu știu. Ați auzit de opera asta? De... Am auzit, dar nu știu cine a scris. Da? Nu știu. Nu vă trece prin cap, așa? Da, ale Carnavalului? Da. Nu știu. Caragiale? Ion Luca Caragiale. Continuați zicala. La pomul lăudat să nu te duci cu... La pomul lăudat... Să nu te duci cu... Și continuați dumneavoastră. Să nu mergem cu... Ce să zic, Doamne, care e sincer? La pomul lăudat să nu credem sau să... Nu mergem cu încredere. Cu încredere? Cu încredere, la pomul lăudat. Nu le cred. Ți-am spus ai că nu. Ai auzit de zicala asta? Nu, nu le-am auzit. De la pomul lăudat să nu te duci cu? Nu știu. Ai auzit de zicala asta? Nu. Continuă zicala. La pomul lăudat să nu te duci cu? Șacul. Unde se află turnul Chindiei? La Chindia. Ok. Turnul? Chindiei. India, află în India. Ai auzit? Am auzit, dar nu știu unde. Și unde crezi că e? Unde crezi că ar putea fi? Oricum, nu în București la noi. În afară. În afară unde? În afară țării? În afară țării. Turnul Chindiei se află în Târgoviște. Care este cea mai mare țară din lume ca suprafață? China. Cea mai mare țară? America. America? Care din ele? America de Sud. Cea mai mare țară din lume? Australia. Care este cea mai mare țară din lume ca suprafață? Ca suprafață, Rusia. Câte vieți se spune că are o pisică? O pisică? Două vieți, așa am auzit. Două? Da. Apoi asta Dumnezeu știe. Nu știți? Nu știu, nu știu. Pe câte credeți dumneavoastră? Nu știu. Părerea dumneavoastră, nu ce se spune în popor. Pare... 15 ani. 15 ani? 15 ani. Pe câte vieți se spune că are o pisică? 9. În ce țară trăiesc lusitanii? Nu știu. Ai auzit de lusitani? Nu. Lusi? Lusitanii. Ce n-am auzit de asta? Ce înseamnă lusitanii? Ca să mă dau. Sunt locuitorii unei țări. Dar știi, dar ce înseamnă lusitan? Așa se numesc locuitorii țării respective. Înțeleg, dar ce fel? Ce? N-ați auzit? Lusitan. Lusitan, așa se numesc ei. Sau din ei oameni mai micuți? Nu. Nu știu. Ai auzit de lusitani? Nu. În ce țară trăiesc lusitanii?
Plus 7 ani trăiesc în Portugalia. Așa cum ne așteptam, Bucureștiul face tot posibilul să ne surprindă și, prin urmare, avem motive suficiente să mai revenim în zonă. Până data viitoare, a fost Alexa Nicolae pentru Cronicuță. Mulțumim foarte mult, Alexa! Domnișoara, nu ții, în ce țară trăiesc norvegienii? Vă mai aduceți aminte? De ce acum? Sunt aia norvegieni? Norvegieni sunt cum sunt lusitanii aia micuți. Nici așa. Norvegienii sunt mai și se încăpățânează să nu intre în Europeană, orice ar fi. Da, nu știu. Acum se încăpățânează din ce în ce mai mult să nu intrăm noi în Uniunea Europeană. În Schengen, da, da, da. Da, în Schengen. Mai țineți minte treaba cu Norvegia? Păi, de acum câțiva ani? Dacă o țineți noastră minte, acum s-o uit. Lucrurile cu doriți... care m-am consacrat, greu le uit. Corect. Dacă doriți să revedeți, avem chiar eu, sincer, acum momentul. Nu, dar dacă a, noi, e, da. Ori fi alții care vor. Noi vrem, da. Apar însă semnale îngrijorătoare. Președintele Norvegiei a declarat în urmă câteva ore, nu știu dacă ați văzut știrea, că dacă România și Bulgaria vor intra în Uniunea Europeană, va declanșa procedurile pentru organizarea unui referendum, prin care cetățenii norvegieni se decide dacă mai vor ca țara lor să fie membră a Uniunii Europene. În aceste condiții, spuneți că faceți politică. Exercițiu de sinceritate. Cum este pentru dumneavoastră, consilierul prezidențial Elena Udrea, de la Cancelaria Prezidențială, această știre? Nu mă îngrijorează. Am trecut de o lună și ceva înainte de avizul conform care s-a dat în 13 aprilie, atât pentru țara noastră cât și pentru Bulgaria, în Parlamentul European. Au tot fost discuții, atât în PPE, în Partidul Popular European, reprezentanții din Germania. Chiar dacă vorbim de președintele Norvegiei, chiar dacă vorbim de... Nu vă îngrijorați. Eu v-aș sugera să vedeți cu ce procentaj s-a votat avizul conform privind aderarea României în Europeană. Vreau să deschide toate știți. În orice caz, de obicei, subiecte de politică externă, cel mai bine să discutați cu domnul Pleș. Ce scrie acolo? Citiți cu voce tare. Da, mă rog. Știrea este falsă. În Norvegia nu are președinte, s-a răspuns de DGH, așa face parte din UE. Recunosc, da. Primiți M-am gândit la întregarea României. Vedeți, riscurile, deci Norvegia nu face parte din Uniunea Europeană, iar țara nu are președinte. Ce vremuri, ce timpuri! Da, da, vedeți, ce lucruri inele. Nu se schimbă niciodată, vreți da? Să vedem cum ce ar fi culoarea? Da. E, mai modest, asta e, vremuri de opoziție. Deci, cum ar fi culoarea, da? Da, se roz, schimbă. Roz, e viitorul Norvegia roz. N-a devenit republică între timp, da. Nici nu era niciodată, asta e, toate sunt constante. Facem și noi un test, marele ducat de... Marele ducat de... Luxemburg. Oh, bravo! Deci ce înseamnă să înveți deci, din greșit? Ce înseamnă să fii îmbrăcat în roz la Cronica Cârcotașilor? Bebelușele noastre nu sunt îmbrăcate în roz, dar dansează foarte bine. Dans! Mulțumim bebelușelor, Roxana și Ioana! Foarte frumos, vă plac bebelușele noastre, nu? Dansează foarte frumos. Și mie îmi place de dumneavoastră, așa că o să vă întreb... Deci nu dansez la fel de frumos. Da, vreau să vă întreb asta cu tocurile, cu fetele urcate sus pe toc. Cam cât da, aveți tocul în seara asta. Aceasta? Păi cine stă să le măsoare? Păi scoateți puțin un pantof. Cum ar fi? Scoateți puțin un pantof. Pantoful ce-am șeresei. Haideți, vă rog frumos, scoateți-mi că vreau să fac extragerea pentru așa și o să apăs cu el. Nu dau pantofii mei, să știți. Am înțeles, cenușăreasa, da. Ok. Acum facem extragerea, prima extragere pentru tableta Viva Q7. Se va duce la unul dintre cei care ne-au trimis gafe și alte semnalări la cărcotașii.ro și au intrat în concurs direct. Să vedem unde se duce. Apăs pe buton. Fiindcă nu am tocul. Da, eu confirm. Era... E pe bune, nu se da. Okay. Trișează aici, da. Și ajunge la Mihaela Nicoleta Stănculeanu. Bravo, Miha, Nico. Mai aveți vreun nume în afară de Elena? Și Gabriela. Ah, Elena Gabriela, da, corect, mi se pare normal.
Elena Gabriela, Ion Mihai Alexandru și trecem mai departe la Andreea Marin Bănică Junior. Ho-ho-ho, nu? Aflată într-un cont de umbră, zâna Andreea Marin dă interviu după interviu. Ce ai vrut tu să spui? De exemplu, în declarația în care se specifica și faptul că violența te deranjează mai rău decât înșelatul. Am explicat foarte clar. Sunt ambasador al acestei mișcări împotriva violenței domestice de peste 2 ani de zile. Vorbesc despre asta de multă vreme, dar colegii dumneavoastră au ales să pună accentul pe acest aspect abia acum. E alegerea lor. Să știți că acest supliciu este făcut pentru noua emisiune de la TVR. Atunci când oamenii de lângă tine, oamenii care te înconjoară, nu-ți mai aduc energie pozitivă, nu te mai ajută să crești, e bine să-i lași să meargă pe drumul lor și tu să-ți vezi de drumul tău. Cu referire la situația care... Cu referire la situația unei prietene pe care o întâlnisem în acea zi și pe care o simțisem foarte tristă și care era greu să se desprindă de trecut și practic a fost o dedicație pentru ea, da. Și acum să aflăm dacă zâna vrea să se mărite, cum susțin niște ziare de scandal, că-i cam plac vitaminele turcești. Nu de mult ai făcut și o ședință foto îmbrăcată în rochie de mireasă, dacă nu mă înșel. Da? Cum a fost să îmbraci rochia de mireasă? M-am simțit frumoasă. Pur și simplu. Te-ai gândit dacă ar fi pentru tine personal să mai îmbraci rochia de mireasă? Da, m-am gândit. Nu mai e o provocare pentru mine. Nu am îmbrăcat rochia de mireasă decât o singură dată, la 18 ani. După aceea n-am mai simțit să o fac. De ce? Pur și simplu. E o provocare o singură dată în viață. Da, foarte interesant. O singură dată în viață. Vreau să vă întreb așa mai personal, aveți de gând să vă remăritați? Păi eu m-am îmbrăcat niciodată în roche de mireasă. N-ați fost în roche de mireasă? Nu, nu. Serios. E o provocare pe care, uitați, nu am... Ce chestie, n-ați trăit-o, nu. Nu? Și aveți de gând, da, să o trăiți în curând? Nu știu, nu vă pe întreb că... dacă e o propunere indirectă, că știu că aveți... Nu, dar e ideea că atunci când te duci într-o vizită oficială, da, de stat, trebuie să zici și domnul consort, da, prințul consort. Primul și domn al țării. Cine prezentăm? Da. Pe cine prezentăm? Pe cine? Mergeți singură? Asta este. Da. Mai sunt și femei care se descurcă singure în viață, nu? Și cred că sunt suficient de multe. Dar nu președinte. Nu prea sunt. Pentru toate există în început. Avem pe cineva aici care ar avea anumite pretenții. Vă rog să poftiți. Bună seara, domnule. Bună seara. Bună seara. E deja a doua oară seara bună asta. Bună seara, bună seara. Numele meu este Dorin. Vă spune ceva numele? Da, primarul Chișinăului, Dorin Chirtacă, nu? Nu, că nu aș vrea să mă împăunez, e un joc superb de cuvinte. Dar sunt mai bun decât Dorin, știți dumneavoastră. Dacă vreți să mă înscriu în partidul dumneavoastră, sunt deschis, care e PDL sau Mișcarea Populară? Da. Lăsați adeziunea, că scrie dacă ce trebuie pe ea. Dacă vă place mișcarea, bineînțeles. Mulțumim foarte mult, domnule... Dorin, sunt iubitul cel mai fin. Da, mulțumim. Sunt mulți ciudați, să știți, nu e primul. Nu e primul? Uite, dacă lăsați, el pleacă, ia, nu e violență, treabă, știți? Apropo de iubit... La revedere! Apropo de iubit, între vedeți... Stați să vedeți... Ce amestecare religia în iubire. Priviți! Viilor și cadânelor, merhaba! Sunt muezinul Nazdradin Hoxha și ne-am adunat astăzi aici pentru a cununa în fața lui Allah pe califul Tunçay Öztürk și pe ghiuzel Andreea Marin, ex-gheorghiță, ex-banică. Dar ce frumos! Și după aia ne învârtim pe Isaia Dănțuiește? Nu mai baclava, Andreea, nu? Da. După dansez turkish belly dance, mai? A? Poftim? Adică dansez dâmburic. Bani, liniște. Se cunună fica lui Allah, Andreea Marin, gheorghiță, banică junior, cu fiul lui Allah, Tunçay Antalyan Bodrum, Dardanele, Bosfor, Izmir, Kebab, Öztürk. Și-a urmă. Și-a urmă. Dar ce frumos! Acum poate să sărute mireasa? Nume, acum mirile poate să sărute toate miresele. Cum? Mei,
Andreea, în frumos harem intram, dar puțin. Eu 39 de fecioare aveam. N-ai vrea să... Ba da! Nu e cazul meu. E, da, păcatele mele tu înșai. Să nu-mi spui tu mie, nu, iubițica ta, care ți-a făcut atâtea sărmăluțe și atâtea poale în brâu și atâtea tuchituri moldovenești. Să nu-mi spui tu mie că tu ai mai multe ca dânimă tu înșai. Nu se poate mai aliși veliși, dar de dimineața până seara poale în brâu, sunt obositoare. Care-i obositoare tu înșai, care-i obositoare, că tu ești nișiar tânăr guriță. Măi, Găzel, dar gândește-te că supărăm și celelalte ca dâne, alici veliși, ce să fac? Mai Sulimanul meu viril, tu încă stai ghinișor, că bănica meu cu numai două și se plângea de oboseală. Lasă-mă, lasă-mă. Mă, Mihaela, înțelege că nu pot să mă îmbrac așa, arăt oribil. Arăți foarte bine, Dani, băiețelul meu drag. Măcar acum de Hanuca să porți. Dacă nu, uite, am aici această chipa. Să știi că acum la Monaco se poartă la nebunie în pălărioarele astea evreie. Asta așa? Ei, nu, camua asta chiar îmi strică nunta. Ce cauți rădulească, hăia cilișa? O, leacă, am trecut și acum ai sărit pe mine. Leacă de la nunta mea, hăi, invidioasul care ești. Păi, invidioasă! Păi, de dată mă, moldoveanco. Agresez un cetățean francez. E, te, franțuzoica din Piatra Neamț. Dă-mi drumul, dă-mi drumul, dă-mi... Ce? Pe Allah, ne atacă Mossadul! La luptă jihadul, fraților! Ce scumi reticile astea plecat de aici, reticilor! Nu, nu, măi, măi, măi! Bună seara, oameni buni! Bună seara, oameni buni! Aici trebuie să susțin o cântare, restaurant Fâșia Gaza. Aici este, vom începe concertul cu melodia care m-a consacrat. Deschide ușa creștinei, deschide ușa creștinei. Da, iată și mireasa cu barbă, se află acolo. V-a plăcut sceneta? Cam misogin, așa, pe final. Aoleo, de ce? Bănică, vă place? E liber. Mă gândeam dacă să zic da, tocmai din cauza asta. Da, e un artist bun. Ce artist mai preferat din România? Nu intru în istoriile comune ale doamnelor. Am înțeles. Ce program aveți dumneavoastră? La ce oră vă treziți? În general. În general, da. Păi, sigur mă trezesc mai devreme decât domnul Antonescu. Așa. Ador mai târziu decât domnul Ponta. Da, nu e nici asta greu. Da. Dar aveți ceva cu ei, nu știu ce aveți, ceva? Aveți o sarcină de partid cumva? Nu, este una asumată personal. Am înțeles. Da, dar ei nu o să la fie foarte partid, mult. Nu, nu partidul ne însărcinează la PDL. Ne asumăm personal. Mă speriasem. Da, eu m-am speriat de chestia asta. O să, ca și cum n-am zis nimic, n-am arătat nimic, o să vă spun că data viitoare o să dăm premii multe, cărcotașii.ro. Păi l-ați dat aveți grijă. Ăla, îl dăm pe celălalt, ăsta cu oglindă, luați-l pe dumneavoastră, oglindiți-vă în ăsta alt. Și revenim cu a doua extragere, după, mai avem o parte, m-am și emoționat, să știți, în cauza asta. Mai avem o parte din emisiune, dar avem și câteva bâlbe. Domne, cum am putut să zic așa, că mai e și mai sunt ceva. Sunt băieții cu așa deci, care cât gesturile acestea, așa, așa. Ce înseamnă? Așa. Așa? Nu știu ce înseamnă așa? Așa înseamnă Antena 3. Asta înseamnă așa. Bulbe. Vi-l prezentăm pe el, doar pe el. Nena Osmanovici nu se trezește bine nici la ora 16 și 53 de minute. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit. Matinalul a ajuns evident la final. Cum adică, mă, matinalul se încheie aici? Că e aproape ora 5 după amiaza. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit. Matinalul a ajuns evident la final. La ProTV regăsim tot un fel de Osmanovici feminin, Alexandra Stoian, care le trage una după alta. Venea un tren, iar mecanicul locomotivei a încercat să frâneze. Adevărul e că mari diferențe între medic și mecanic nu există. Dar ce ne facem cu navele aflate în porc?
Toate porturile au fost închise încă de azi noapte, iar navele aflate în larg nu se pot apropia de țărm. Rămânem la Alexandra Stoian și ne îngrijorăm că investigatorii de la Roșia Montană s-ar putea să rămână fără răbdare. Sau investitorii? Proiectul Roșia Montană a avut deja întârzieri de 9 ani, iar dacă investigatorii își pierd răbdarea, statul român ar putea fi dat în judecată. Tot în Trustul Pro, că și ei sunt angajați pe pile și alte nume, o donșoară de la Meteo vrea să găsească o înălțime de peste 8.800 de metri. La altitudini de peste 8.800 de metri va cădea la poviția, iar temperaturile vor fi foarte scăzute. Bre, doar Everestul are 8.848 de metri. În rest, înălțim de asta în România nu o să găsești neam! La altitudini de peste 8.800 de metri va cădea la poviția, iar temperaturile vor fi foarte scăzute. Oana Andoni ne anunță că prietenul Cabral a suferit un accident cu ATV-ul. Prezentatorul postului acasă a suferit un accident cu ATV-ul. N-a mai stăpânit volanul și s-a lovit de un copac. Cum să piardă, mă, nepricepută, controlul volanului? Poate al ghidonului? Păi ce, ATV-ul are volan? Prezentatorul postului acasă a suferit un accident cu ATV-ul. N-a mai stăpânit volanul și s-a lovit de un copac. Apropo de Cabral, să vedeți cum râd el și Solcanu de o nepricepută invitată în emisiunea lor. O avem și pe Victoria Beckham la fel, în niște imagini surprinzătoare și nu știu ce am făcut. Ajutați-mă! Ah, gata, gata, a revenit. O secundă, se încarcă. Ne obișnuim și cu tehnica, încet, încet. Cabral, i-am dat un motiv de distracție. Bun. E foarte, foarte fan. Vreau doar să o vedeți pe Victoria. Uitați-o pe Victoria. Este imaginea despre care vorbeam. În blană sintetică și în papuci. Ești o tehnică. Ești o tehnică. Când vedeam un aragaz, reușeam să spele vase la el. Hai mă, ia-te, hai că tu te pricepi. Ia-o tu, ocupă-te. Mulțumesc, Arona, ești o bombonă. Multă sănătate colegului Cabral. Câtă veselie! Câtă veselie era înainte, acum am înțeles că e în gips un pic, a căzut cu ATV-ul. Multă sănătate îi dorim. A, deci e serios. E serios, da? Revenim în a patra parte a emisiunii cu cel mai bătrân hoț din România și nu e din Parlament. Urmează la cronică! Învățăm meserii noi. Am furat banii de la o bătrână. Am vrea să schimbăm două vorbe dacă se poate. Învățăm ceva și de la dezbrăcatul. Ia puneți-mi. Dar nu. Puneți-mi câte un box. Și la final ne cântă Giulia. Pam, pam. Rămâneți pe prima! În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor!